De 33 de ani, ziua de 7 mai este una de sărbătoare pentru Clubul Steaua București. Marți, 7 mai 2019, în cadrul unei festivități organizate de către Clubul Steaua București, jucătorii, antrenorii și conducătorii echipei de fotbal din 1986 au sărbătorit la Cercul Militar Național aniversarea a 33 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Cu această ocazie au primit plachete aniversare din partea actualei conduceri a clubului foștii jucători: Tudorel Stoica, Mihail Majaru, Marius Lăcătuș, Ștefan Iovan, Adrian Bumbescu, Gavrila Bali, Miodrag Belodedici, Victor Pițurcă, Marin Radu, Constantin Pistol și Anghel Iordănescu. În absența ministrului Apărării Naționale, Gabriel Beniamin Leș, secretarul de stat pentru politică de apărare și relații internaționale, Nicolae Nasta, a primit o plachetă semnată de componenții echipei care cucereau trofeul european la 7 mai 1986. Printre invitații speciali la acest eveniment s-a numărat și Gheorghe Hagi, care nu s-a aflat în echipa care învingea Barcelona, dar a cucerit cu formația roșalbastră Supercupa Europei în 1987. De asemenea, au mai fost prezenți secretarul de stat în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Cosmin Butuza, precum și secretarul general al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, George Boroi. Au lipsit, din diverse motive, foștii jucători Helmut Ducadam, Ilie Bărbulescu, Anton Weissenbacher și Ladislau Beloni, precum și antrenorul formației Steaua din 1986, Emeric Iene. Comandantul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Bixi Pompili Mocanu, i-a felicitat pe toți jucătorii pentru performanța din urmă cu 33 de ani și și-a exprimat speranța că în viitor o echipă românească va reuși să câștige din nou cel mai important trofeu european.